păcate, trebuie să constatăm că, într-adevăr, ceea ce se întâmplă în Ucraina este temă de discuție pentru întreaga societate internațională, pentru că ceea ce are loc, deci lasă loc de gândire că asemenea situație ar putea să apară și în alte țări post-sovietice, în primul rând, și nu în ultimul rând Republica Moldova. Pentru că ceea ce se întâmplă în Ucraina, în primul rând, este legat de acceptarea sau neacceptarea semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană, pe de o parte, și pe de altă parte avem reacția oficialilor europeni, dar și celor americani, la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Pentru început aș vrea să mă refer un pic la reacția țărilor străine. Din păcate, pe parcursul întregii aceste perioade, am asistat la reacții doar cerințe față de președintele Ucrainei, Victor Ianukovici. Am asistat la declarații care îl învinovățeau pe acesta de ceea ce se întâmplă în țară, îl aduceau critici în adresa guvernării și nici de cum nu am văzut nu am asistat la nicio cerință sau, eu știu, anumite solicitări către opoziție. Într-adevăr, trebuie să constatăm că atât Ianukovici în calitate de președinte, cât și guvernul condus de Azarov au avut anumite greșeli. Și nimeni nu exclude aceste greșeli, doar că primii care au început această debandată pe piața din Kiev, primii care au început să arunce cu pietre, care au început să arunce cu bâtii, care au început să împuște, au fost cei din mulțime. Și nu înțeleg din ce cauza oficialii europeni n-au solicitat și organizatorilor protestelor ca să ia atitudine și să nu mai permită asemenea lucruri. Pe de altă parte, trebuie să accentuăm și interdicțiile care au fost impuse de către unele țări din Uniunea Europeană față de conducerea Ucrainei și nu am asistat la nicio restricție față de liderii opoziției. Mai mult decât atât, la o anumită perioadă, liderii din opoziție s-au distanțat de responsabilitatea pe care ar trebui să o poartă în calitate de organizatori și au transmis vina pe grupările radicale. Din câte cunosc eu, oricare organizator a unei acțiuni de protest, în momentul în care își propune să organizeze o acțiune de protest, trebuie să poartă răspundere totalmente de ceea ce se întâmplă în piață. Cât ține de impactul acțiunilor care au loc la Kiev pentru Republica Moldova? Din păcate, trebuie să constat că presa, care este în mare parte subordonată partidelor politice, pentru că liderii partidelor politice, și în primul rând mă refer la liderii Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, care controlează în jur de 75-80% din piața mediatică din Republica Moldova, precum și aliatul acestuia, Vladimir Filat, care coordonează o altă parte a mass-mediei prin subalternii săi, transmit informația, dar doar dintr-un punct de vedere. Informația, în mare parte, care ajunge în Republica Moldova, și mă refer aici la oamenii de rând care nu au posibilitate să acceseze mai multe surse mass media și privesc doar televizorul sau citesc ziarele, aceștia primesc informația precum că în Ucraina au câștigat promotorii eurointegrării, pe de o parte, iar pe de altă parte, prin mesajele și prin acele imagini care sunt transmise, de fapt, se încearcă de a transmite o frică și de a impune o frică către cetățenii țării, către cei care, Doamne ferește, ar putea să se expună împotriva semnării acordului de asociere. Pentru că ceea ce se discută astăzi în presă, precum că este pus în pericol viitorul european, nu este adevărat. Nu putem vorbi astăzi nici despre un careva viitor european al Republicii Moldova, pentru că acordul de asociere nu înseamnă aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Acordul de asociere înseamnă doar o colaborare economică a Moldovei cu Uniunea Europeană. Eu zic colaborare pentru că asta ar fi normal să zic în calitate de termen, dar de fapt vorbim despre o colonizare a Republicii Moldova, pentru că acordul de asociere nu presupune o colaborare. Acordul de asociere presupune mai mult transmiterea unor sarcini și directive care trebuie să le realizeze Republica Moldova în interesul companiilor europene.
Ca concluzie, repet, impactul pentru Republica Moldova la ceea ce se întâmplă la Kiev nu este unul tocmai binevenit, este doar o manevră a partidelor de la guvernare, este o încercare de a impune frica către cetățeni, de a nu se expune împotriva acordului de asociere.